Salutare tuturor, aici Florin de pe fototutoriale.ro și în episodul de astăzi vom vorbi despre colorizare și vă voi arăta o tehnică simplă, rapidă și foarte tehnică de a aplica tonuri de culoare pe imaginea voastră alb-negru. Colorizarea, în general, este un proces destul de artistic, un proces care în mare parte ar trebui să fie manual sau nu. Depinde de fiecare. Există foarte multe tehnici și metode de a colora imaginile. Însă ceea ce vă voi arăta eu este oarecum tras din tehnicile de editare pe care le folosesc uzual. De aceea pentru mine a fost oarecum simplu să fac acest exercițiu de colorizare care a presupus să încerc o dată sau de două ori să fac două sau trei imagini alb-negru color. Există câțiva indivizi care fac chestii foarte mișto, cum ar fi Rostariu Florin. Dacă îl căutați pe Facebook, veți găsi ceva lucrări de ale lui. Are Color Rostariu. Pagina lui este Colo Rostariu. E într-un cuvânt. Căutați-l, face niște chestii geniale. Modul în care lucrează el este ceva mai artistic, este mai manual decât ceea ce vă voi arăta eu. Bun, ce fac eu când vine vorba de colorizare? Cam atât presupune munca mea în ceea ce privește o colorizare. Pare mult, dar nu este foarte multă muncă manuală, să zic așa. Nu necesită chiar foarte multă muncă în ceea ce privește desenatul propriu-zis. Cea mai mare muncă este în aplicarea măștilor. Restul este destul de simplu și la obiect. Pentru că tehnica pe care o folosesc eu presupune folosirea unui gradient map. Gradient map care întotdeauna îl folosesc cu un blending mode de soft light și care prin natura lui face exact ceea ce ai nevoie în momentul în care vrei să faci colorizări. Mai exact, aplică culori pe tonurile de gri. Avem aici tonuri de gri închise și tonuri de gri deschise. De exemplu, dacă schimb culoarea asta într-un albastru și culoarea asta într-un roșu, vom vedea că pe imaginea mea am în zonele de highlights tonuri de roșu, în zonele de shadows tonuri de mauve. Că ăsta albastru nu prea e. Cum se numește asta? Indigo. Așa. Bun. Însă ceea ce vrem noi să aplicăm sunt tonuri de piele. Tonuri de culoare de piele. Voi șterge culoarea de pe zona de negru și mă voi duce pe culoarea deschisă sau pe zona de gri deschis sau alb. Și va trebui să aleg o culoare. Cum aleg culorile? Asta este partea cea mai grea în colorare. Alegerea culorilor tenului. Pentru că tenul poate să fie ten de caucazian, pal, poate să fie un ten măsliniu, poate să fie un ten maro deschis, maro închis, negru, toate variațiile de culori existente în tenuri. Deci va trebui să căutați cam care sunt tonurile în funcție de persoana sau, să zic așa, culoarea pielii persoanei respective. Să zicem, dacă e evident că este negru sau este indian sau african, trebuie să căutați un spectru de culoare. Pe internet veți găsi o grămadă și va trebui să meciuiți acele culori. Personajul meu este un personaj caucazian. Practic, o persoană cu ten palid. Ceea ce știm despre persoanele cu ten palid este că au o cantitate mai mare de roșu în piele și mai puțin verde și albastru. Hai să vă explic mai exact în termeni exact ce presupune asta. Practic avem aici spațiu RGB pe care nu-l vom folosi, dar avem și CMYK, din care vom folosi
Cianu, magenta și yellow, galbenul adică. Și în ceea ce privește persoanele caucaziene, magenta este mereu în cantitate mai mică decât galben. De aceea pielea va fi mereu caldă către un roz. Va fi mereu mai galbenă. Cianu va fi mereu într-o cantitate mai mică, într-o valoare mai mică, între 5 și 10%. În funcție cu cât se închide culoarea tenului, cu atât valoarea cianului va crește. La persoanele mulatre sau cu ten mai închis, cianul poate să ajungă pe la 20-25%. Dar trebuie să experimentați, să vedeți cam care valori funcționează. Și, ca regulă generală, vom ști că magenta, căruia îi vom da o valoare de 30, trebuie să fie mai mică decât galbenul, căruia îi vom da o valoare de 35. Vom începe cu un cian de 5% și vom da OK. După cum vedeți, s-a aplicat o culoare uniformă de un crem, care va fi aplicat în momentul de față pe cea mai luminoasă, cel mai luminos ton de gri. Dând click mai la stânga, vom copia practic aceeași culoare și dacă ne ducem pe culoare, vom încerca să creăm un ton ceva mai închis și îl vom închide folosind o valoare mai mare a cianului și vom crește la fiecare ton cu 1%. Deci practic tonul anterior a fost cu 5%, ăsta îl vom crește cu 6%. Magenta și galbenul îl vom crește cu câte 10%. Deci practic magenta va deveni 40%, galbenul va veni 45%. Dăm click în continuare. 7%, 40 devine 50, 45 devine 55. Și continuăm așa. 8, 60, 65. Ok. 9, 70. 75, 10, 80, 85, 11, 90 și hai să-l facem 100. Iar pentru că noi avem tonuri foarte, foarte închise în această imagine, voi alege o ultimă culoare care să fie una din același spectru al ultimei culori, numai că va fi foarte închisă și foarte mătuită. Ceva de genul ăsta. Voi mai adăuga o culoare intermediară care să facă trecerea între cele două și pot să redenumesc asta cum vreau eu, astfel încât să îmi rămână în lista mea. Eu deja am adăugat-o în lista mea, voi da OK și pentru că lucrăm pe un gradient map care este un adjustment layer, acesta vine cu un layer mask. Acest layer mask îl vom inversa folosind Ctrl I sau ducându-ne pe image, adjustments și invert. Și practic layer-ul nostru nu mai este vizibil și pentru a-l face vizibil va trebui să folosim un brush alb și cu un flow relativ mic, 20, ceva de genul ăsta, 20%, să colorăm tenul nostru, astfel încât să acoperim întreaga suprafață a tenului, însă să lăsăm vizibile celelalte zone care vor trebui colorate în alte culori. Nu voi sta să fac acest lucru pentru că trebuie să acord ceva mai multă atenție și trebuie să delimitez și zonele unde am unghii și așa mai departe. Am făcut asta deja aici. Hai să ascundem totul, toate celelalte lere. Și după cum vedeți, am aplicat masca noastră, arată ceva de genul ăsta. Și
am încercat să nu acoperim zonele care urmează să le colorăm ulterior, pentru că folosind un blending mode de soft light pe fiecare blending mode, aceste culori se vor intersecta și vor crea mici aberații de culoare. Odată făcut acoperite toate zonele unde am ten sau unde consider că am ten, pot să trec mai departe pentru buze. Pentru buze am folosit aceeași tehnică, numai că de această dată am folosit ceva mai puține tonuri. Pot să mai adaug în continuare tonuri dacă mi se pare mie că este nevoie. Și pot oricând să schimb culorile, pentru că lucrând non-destructiv am control asupra tuturor elementelor. Pot să modific absolut orice în colorizarea mea. De exemplu, la ochi am aplicat 4 variații de culoare și dacă vreau să-i fac albaștri, fac albaștri, pot să schimb culoarea în verde și așa mai departe. O chestie interesantă care ați putea o să faceți este să adăugați un adjustment layer de Hue and Saturation pentru layerele unde vreți să faceți variații mari de culoare, cum ar fi la ochi, și să creați un clipping mask, mutați Hue and Saturation deasupra layerului, de exemplu ochi, și creați un clipping mask. Și în momentul în care tragem de hue, putem să schimbăm culoarea ochilor cu cel mai mic efort. Am făcut verzi acum. Simplu și la obiect. Cum v-am zis, este o tehnică oarecum împrumutată din editarea foto. De aceea v-am zis, nu prea are o valoare artistică atât de mare precum colorizarea manuală. Dar funcționează. După cum vedeți, acesta este rezultatul pe care l-am obținut. Nu știu care merge mai bine, ochii verzi sau ochii albaștri. Putem să scădem și opacitatea layerelor, dacă ni se pare că e prea puternică. Și cam așa colorizez eu imaginele, sau le colorez, să vorbim mai clar. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să dați like, share, să arătați filmulețele noastre prietenilor, vecinilor, familiei, tuturor celor care sunt pasionați de editare și de arta fotografică. Până data viitoare, aici a fost Florin și vă urez toate cele bune!